Guvernul a decis prin ordonanță de urgență reducerea cotei TVA de la 24% la 9% pentru toate produsele agroalimentare. Măsura va fi aplicată de la 1 iunie 2015. Decizia a fost anunțată de prim-ministrul Victor Ponta în ședința săptămânală de guvern. El a precizat că TVA va fi redusă la toate alimentele fără diferențieri pentru o aplicare simplificată, dar și la băuturile nealcoolice și serviciile de alimentație publică. De la 1 iunie, absolut toate alimentele, nu doar cele 5 alimente de bază, absolut toate produsele agroalimentare din România vor avea o cotă de 9%. Aici se includ și toate băuturile nealcoolice. Cele alcoolice nu pot beneficia, pentru că oricum directiva europeană nu ne permite și e bine ca efortul să-l păstrăm la toate alimentele. Executivul a decis aplicarea generalizată a reducerii de TVA pentru a simplifica administrarea fiscală a măsurii, dar și pentru a evita eventualele abuzuri, a explicat Victor Ponta. După 1 iunie, guvernul va verifica prin toate structurile instituționale dacă cele 15% se reduc din preț și nu doar cresc profitul unor comercianți. Este foarte clar că în România, la venituri mai mici, avem prețuri la alimente ca în restul Europei și atunci 32% din bugetul unei familii normale se duce pe alimente. În momentul în care această scădere de la 24 la 9, deci de 15%, intră în vigoare la 1 iunie, trebuie să se ducă aproape toată în preț. Premierul Victor Ponta a arătat că măsura poate fi susținută, deoarece în primul trimestru al acestui an încasările la buget sunt cu 5 miliarde lei în plus față de trimestrul similar de anul trecut. Alături de celelalte măsuri din codurile fiscale, guvernul susține reducerea generală a TVA la 20% de la 1 ianuarie 2016.